Din nou în direct încep programele la Rabla Classic și Rabla Plus. Programul se va derula etapizat până în toamnă, iar pentru sesiunea din acest an, Ministerul Mediului a anunțat un buget record. Am lansat deja programul Rabla pentru anul 2024. Programele se vor desfășura în etape în limita sumelor alocate. Astfel, la Rabla Classic pentru persoane juridice, unitățile administrativ-teritoriale au fost aplicate câte 60 de milioane de lei. Pentru persoanele fizice, sesiunea este deschisă în perioada 19 martie-25 noiembrie 2024 și au fost puși la dispoziție 180 de milioane de lei. Pentru programele din acest an, Ministerul Mediului a anunțat un buget total record. Anul acesta, la Rabla Plus, adică la autoturisme electrice și plug-in hybrid, avem un buget record, respectiv 1 miliard de lei, cea mai mare sumă pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o pune la dispoziție. În cadrul Rabla Plus, etapa 1 se va derula în perioada 19 martie-19 aprilie 2024. Pentru persoane juridice sunt disponibile 140 de milioane de lei, o sumă identică fiind alocată și pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituții publice. Etapa 1 pentru persoane fizice este deschisă în perioada 19 martie-18 august 2024, iar fondurile disponibile sunt de 420 de milioane de lei. Etapa 2, Rabla Plus, se va derula în perioada 19 august-19 septembrie 2024, persoanele juridice având la dispoziție 60 de milioane de lei, iar unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice tot 60 de milioane de lei. Etapa a doua pentru persoane fizice se va derula în perioada 19 august-25 noiembrie 2024 cu fonduri de 180 de milioane de lei. În cadrul programului Rabla Classic, prima de casare se menține la 7.000 de lei și respectiv 10.000 de lei în cazul predării a două autovehicule uzate.